Salut, camarazi! Hai că vă fac un scurt clip acum, după cum vedeți, zeul meu, Soarele Învingător, a apărut, Sol Invictus, zeul suprem, fără soare nu e viață. Sunt bine, sunt sănătos, după cum vedeți, sunt în bună dispoziție. Am fost ieri cu camaradul meu, Catar Laurențiu, până la Giurgiu, v-am făcut câteva filmări pe acolo, din orașul copilăriei mele, m-am întors pe urmele pașilor copilăriei, să zic așa. M-am întors în timp. Giurgiu întotdeauna îl văd cu ochii copilului care am fost, adică toate străzile mi se par mici, piața, totul mi se pare mic, pentru că le văd prin ochii copilăriei și acum memoria are o chestie ciudată. Păstrează imaginile copilăriei în cerebel acolo, știi? Dar a fost frumos, am văzut Dunărea, că eu sunt vărsător, sunt semn de apă, am văzut Dunărea, am văzut pontonul pe care am copilărit. Ce să mai zic, vaporașe, cum am trăit eu în copilărie, cu vaporașe, cu pasagere care mergeau până la Viena și aduceau turiști străini, eu copilul nimănui, să zic așa, copil amărât, cum erau milioane în România, sărași care visam și noi la lumea cea mare, înțelegeți? Și la marea cea mare, cum zicea Mihai Viteazu, săracul. Deci, Giurgiu a fost primul meu contact cu accidentul, cu lumea vestică, care acum știu că ne-au trădat și ne-au călcat în picioare și ne calcă încă, dar pe vremea aia eram mic și blec, știți, și asta e, mi se părea că, adică era fructul oprit, înțelegeți, și mă bucurau când îmi dăteau turiștii nemți sau francezi, reviste franțuzești sau nemțești, chiar dacă nu știam să vorbesc, mă uitam și eu la poze, știi, mă simțeam și eu mai liber, știi, că toată România era o pușcărie pe vremea comunismului, n-aveam voie nici să trecem la bulgari, deși și ei erau tot comuniști ca și noi, știți? Erau grăniceri pe frontieră, erau fâșii de alea ca să vadă dacă a trecut cineva, erau pognitori pe acolo ca să dea alarma, deci era o lume nebună care, după cum vedeți și voi, dacă nu ne trezim și nu suntem atenți, ăștia vor să o reînvie, adică de fapt comunismul, fascismul, nazismul a fost făcut tot de ei și acum vor să le reînvie sub un fel de neocomunism, să ne facă sclav, că sclave am fost și atunci și acum suntem toți sclavi, dar vor să ne facă să mergem și în patru labe și cu zgarda de gât. Deci, camarazi, fiți atenți, stați cu ochii deschiși, ciuliți urechile, că lumea în care trăim e și frumoasă, e și nebună și sunt mulți nebuni până ea care ne conduc, care ar trebui băgați la balamuc în loc să stea în fruntea statelor. Am băgat o pizza caldă aici la nepalezi, acum aștept să se deschidă o bibliotecă la nouă să mă duc să-mi încarc încărcătoarele. Dacă vrea Dumnezeu, miercuri plec iarăși în zona Buzău-Vrancea să vă filmez cu camaradul Laurențiu, aviator de mare talent de la Otopeni. Și ce să zic, sunt aproape mulțumit, am muncit și la miere, am mers binișor așa, nu ne mai pomeni, dar binișor, dar am o rugăminte la voi. Când vă uitați la clipurile mele, dați și voi like, mă ajutați prin aia să-mi câștig și eu mâncărica, știți? Deci când vă uitați la clipuri, apăsați și pe like, știți? Chiar dacă unele nu vă plac, dar apăsați acolo și de simpatie pentru mine. Hai că vă las, că vreau să vă fac vreo 2-3 vloguri, că azi e ziua mea liber, luni, marți, miercuri, deci v-am zis, miercuri o să plec probabil la Buzău sau în zona Vrancea să vă filmez. După aia o să încerc să vă dau lucruri mai captivante, să vedem dacă reușesc. Am vorbit cu o nemțoaică care stă câteva luni la București, o fetiță, să gătim ceva nemțește, niște vârșt cârnați de aia nemțești, cu un piure, cu ceva, acolo și o mâncărică nemțească, că nemții mănâncă numai vârșt cârnat, știi? Așa? Sper să v-am zis, încerc să vă mai...
să mai diversific puțin canalul, să vă dau lucruri mai interesante, așa ca să vă capteze atenția. Deci, camarazi, după cum vedeți, stau în soare, zeul meu suprem. Sunt mulțumit, soarele mă încălzește puțin, adie un pic de vânt, dar nu e așa grav. Deci ce să vă zic, trebuie să mă duc să bag și o ciocolată la bor caldă, știi, ca să mă încălzesc de dimineață. În rest rămâne precum catarii, umăr la umăr. Pa, camarazi!